Da, bună ziua, bate. Mă auzi, mă auzi, da? Să Da, te începem. aud și te văd, da. Eu vreau să fac o declarație că pe data de 26 martie 2023, nu, 24, eu am fost la Chișinău, am vrut să la audiență, la Parlament, la Guvern și la doamna președinte și la CNA. Cu părere de rău, doamna președinte nu era, am fost la Parlament, am fost. Mi-au dat doi juriști, am spus că eu vreau să vorbesc cu domnul președinte Licinu și de la dânsul m-am dus la CNA. M-am dus la CNA. La CNA am stat două ceasuri, mai bine de două ceasuri am stat acolo până cineva m-a primit pe mine la CNA, la Chișinău. Am fost, am făcut declarații, le-am dat totul, el spune mie, băi, eu am tot fotografiat, scris, iată aici vă dau. Nu, el trebuie să-i scriu Licinu, lui să-i dau hârtie, cerere pentru ce. Eu asta-i tot cerere. La mine nu s-a primit, a spus că noi nu luăm așa cerere, noi luăm cerere, că mă trebuie scris, dar nu, bun. Eu am stat, am văzut că-i treaba așa, nu se primește nimic, am lăsat și am venit înapoi, am plecat încetul, când a fost greu, de plasare a fost greu cu picioare la mine și am plecat la guvern. Când am plecat la guvern, acolo m-am înregistrat la poliție că eu am zis că am nevoie de chemat cineva de la prim-ministru. Eu am spus chiar ca telefoane, poftim camera, chemați-l și lăsați-l să vină. Și am luat, eu m-am dus și m-am ajutat, am luat telefoanele, am vorbit, am sunat. Am sunat la domnul președinte, la domnul prim-ministru, la pe telefonul 250-101 și interesant că crează atunci au ridicat omul, a ridicat trupca și când au auzit că Petrovici, repede a pus trupca înapoi. Cred că poate era persoana care a fost, dar nu i-a mai răspuns mai mult nimic. Am stat o jumătate de oară și am sunat. Și de vreme era cam târzii, oara, nu cum pentru mine era, oara târzii, oara 4-5 era, cam așa era. Și am mai așteptat eu acolo o jumătate de oară, tot am sunat, nu mi-a răspuns nimeni nimic. Eu în timp și ala am ieșit, zic, băi, mă duc undeva, zic, eu să mă hodinesc, că mă eram obosit, dacă eu bolnav singur, și m-am dus, m-am suit în marșut, că am mers, și urcându-mă de la marșut, că de jos, să merg la autogară, că acolo sunt niște locuri care sunt liberi, care ca gostiniți pentru șofiori acolo, și zic, poate găsesc eu acolo un loc, șed liber noaptea, să mă hodinesc, să mă mai gândesc. Timp și ala când eu m-am suit în marșut, că marșutca era plină și știi că așa s-a dat un val la mine, înțelegi că când am chicat, știți cum mi-a luat picioarele amândouă. Eu am chicat ca ceatră, știi, acolo patru băieți erau tineri și ne. Am stat cu autobuzul în drum, s-a oprit că tot trasa, undeva vreo 20 de minute, nu mă puteau da afară, că nu era nimic de aici, erau tineri, aproximativ tăți, care mă sculau, m-au trăit pâinci, băi. Eu țin minte, că nu am chicat, cunoștința nu am pierdut-o chiar tăi, dar eram tot slab, eram. Și am fost, m-au scos afară, m-au scos la aer acolo, am rugat doi băieți, trei au fost, m-au ținut pe mine, m-au spus că ei mă țineau, că eu nu puteam șed picioare, dar mă țineau așa în mână ei pe mine. Și i-am rugat și zic, am sunat, zic, sunați, vă rog, la scoră, să vii. Și a venit scoră, și vreo 15 minute, a venit scoră, am chicat. Eu a venit, băieți, a spus că noi ne ducem, că nu putem, așteptat, le-am mulțumit băieților, pe mine v-a luat scoră, m-a pachetat acolo, m-a luat lămurire de la băieți și atât acolo și pe mine m-a încicat în spitalul numărul 3. Eu în timp și ala când m-a dus acolo la spital, eu îi vine să mă înșire, de-a mă știi, eu leagă, dar nu mergem de picioarele nu mă purtau, pe mine m-a dus cu năsâlca. Și în timp și ala, eu am sunat la Valentin Borodachi și îi zic că, Valentin, eu te rog, informează-l pe domnul prim-ministru că eu am chicat în spital și eu vreau de urgent cineva să vie la mine, zic. Și zic, de-amă tu informa-o și președintele țării, bă, de la parlament, că tu știi cum să faci treaba asta. L-a rugat pe Valentin a făcut, puteți-o înștiințat, dar mai ales l-a înștiințat pe domnul Receanu că să vie. Și așa l-ai spune că, bun, da, eu răspuns lui Valentin. Eu știu cu cine a vorbit acolo, dar tot cred că a fost informat, înțelegi.
La Receanu nu a venit nimeni. Doamna Maia Sandu, după două zile m-a sunat și m-a întrebat cum e Petrovi situația la Matache, eu sunt ocupat, așa ceva, înțeleg, și eu zic la mine până când e bine, nu lasă, nu a zis nimic ca să mă viziteze sau ceva, de la asta, la Parlament am sunat, n-am mai dat, știi, domnul Grosu, i-au dat niște jurnaliști băieți, o dat de acolo, de la partid, ca să crească. Eu am spus că eu cu Grosu vreau să vorbesc, numai decât și eu la asta am venit. Și ea ca un închicat aici. Și dacă am făcut treaba asta, am stat acolo 10 zile și tot am rugat, am sunat să vie cineva, de, nu a fost nimeni, de la colectivul meu de la PAS nu a fost nimeni. Atât cât am avut cuvinte de la asta. Dar eu știi că pe internet am lucrat și pe unii se mergeau deputații ăștia, mergeau, fășeau, au fost pe la școli și tot locul. Am avut cu doamna Badalac de la Briceni. Este o deputată care e îmră prin sate, prin oraș, și orașul Briceni și mă văd pe alte părți, lucrează femeia și ei. Dar și lanț nu-i mai vezi deputați, stăți ce fac, înțeleg, și primesc. Pentru asta eu am făcut o declarație și eu spun că eu cu domnul Dorin Riceanu am vorbit atunci când a fost asta și o să suneți hoță și bandiță și eu am auzit că la Cenihan a avut el declarații. Cu milioanele s-au furat. Poliția a venit, înțelegi, și furat împreună. Nu a luat nici măsurnica. Au murit 7 oameni, ori ceva. Narcotică, vodcă. El a fost, înțelegi, și a făcut declarații. Maia Sandu, când a fost prim-ministru nu a făcut nică. Nu a făcut nică acolo. Este închis că noi atunci când am vorbit cu dumneavoastră, el era, avea fost scris, că era cu televizie și eu știu și el scris așa. Acolo mi-a întrebat pe mine dacă de la Bălți a fost televizie, spune dacă domn Petroiș spați, zic eu, dar de ce am venit aici? Pentru asta. Și-a trecut, așa ne s-a dus, el totuși l-a pus pe comisar, l-a pus pe rusul Alexandru și pe banda aceea lui care erau tăți. Și acolo eu am documente că s-a furat din 2012, 13 până în 2016 el acolo a fost. Atunci când el era ministru de interne, da? Da, când era ministru de interne și s-a furat de acolo din carieră undeva 5.000 de cuburi de piatră. Acum când au venit alții, au venit, înțelegi, lor le era rușine la ăștia de la Procuratura Generală, că în fiecare lună se fură, Oleg Brega, Ședic, ești cine te-am pus acolo, vine de la Chișinău, doarme în carieră și prinde mașini cu teatru, dar poliția, timp de atâția 4-5 ani, 4 ani cât a fost el ca ministru, mi-a prins nici o mașină cu piatră, nu a făcut nimeni nimic, chiar mașina care a fost arestată, nu a mai fost plătită, nu a fost nimic, înțelegi? Eu am scris, nu el cu mine, nu a vrut să vorbească deloc. Și de atât au venit niște procurori acolo, au venit de la Chișinău, au venit că acolo era scris cererea mea la ecologie și a fost așa. Când au venit ei la urmă în 2000, trebuie să facă 16-18, și 2019 și 2020 trebuie să facem măsură să vedem cât s-a furat. O venit un drag de procuror și spune și domnul Petrov și asta carieră e veche, că e veche de când asta și nu cine asta, asta nu e monumentul naturii. Băi, zic că s-a strâns acolo cu unul cu Gheorghe Roșca, eu știu cine a mai fost acolo așa la ecologie, care o trebuie să măsure. Și au spus că asta e carieră veche. Și dacă au spus că e carieră veche, i-au luat și-au strâns tăți, și-au strâns grămadă și-au strâns toată banda lor acolo și ei nu ne-au mai dat răspuns de atunci. Până atunci, până în 2016, ne-au dat răspuns că s-au furat 4.000 de cuburi și aproape 5.000 de cuburi de teatră și nici nimeni absolut nică. Groși de vară acolo făcute tăti care era, am făcut pe tânsul pe vreme și ei nu se făceau procese verbale. Dacă se făceau să-l am mai acolo, eu amenda luau pe jumătate sau și făceau, dar nu a scris niciunul. De unii lemne, de unii mazută, de unii scaturi, de unii tăte și ele nimeni, poliția nică. Și a rămas la urmă o groapă de var, care eu am arestat-o cu Mihai Uglea, de la Procuratura Generală a fost, la fața locului, Oleg, atunci am primit o groapă de var, știu, 80 de toane de var, am arestat-o, sub peliculă a fost pusă. Și un vagon de lemni am prins, fără documente, fără nimic la fața mea. Eu m-am dus așa cum eram bolnav, cioarele, eu mergem pe jos, mă dușem, ei au fost cu mașinile, ei mi-au fost greu și mi-au spus ei, Uglea, că domn Petrov și ei fără documente, dar să-i aduc ei documentele la
la Ediță, dar vara și arestat și arsată sub peliculul. Vara, pește 1 milion de lei, acolo de socotășel. Dacă el, am socotit 20 de mașini de chiatru puse în groapă și ei au făcut-o mare, un vagon de lemne și de tăt pe mal, așa întins, înțelegi, întins 30 de metri, înțelegi, undeva 2 metri în înălțime, descărcate, fără nici un document, fără nică. Și îi spune că, domnul Zecuglea, cum ar fi treaba asta? Eu am dat comandă la poliție și la procuratură să iei șadă să piatra și varul să fie, auzi, să fie audiat, să vii, să vii la asta, să aducă documente tot pe asta. Când câștii 2 zile, 3 zile, varul dispărut din fața locului, nu era nici urmă nu era de acolo. Gata, o trecut. După ce a trecut varul, s-a dus, lemnele au dispărut și lemnele au dispărut toți. Când eu mă adresez la procurorul din Iednesc, el spunea că el e procuror anticorupție, venit, naiba știi de unii, el era tânăr, el venit acolo și-o zic eu, sunt procuror și-am să facem. Acum și-au luat ei, când eu le zic procuror, ce-ți fac? S-a dat de la 112 și ai să primești răspuns și noi să ne clarificăm. Și-am dat la 112 și până în prezent, până în ziua de azi, ei pe mine nu vreau să mă primească. O luat și-o stopat telefoanele, nu vreau să vorbească, eu am fost, unul zic când am făcut la Iednița, am fost, mă duc la dânsă, mă dacă ne vin la noi, ne scrie cere dinainte și eu trebuie să te primesc. Eu n-am când, înțelegi? Ei n-au când, dar eu i-am scris lui Guida ăsta, procuror care a venit, băi, la Glodeni eu am ședit acolo, statea este mai mare banditism când de acolo. Zic, tu ce ai venit? Ai lăsat bandit și de acolo și ai venit la bandiță ăștia? Dar de unde știi, mă, da? Mă știu că eu, dacă trebuie venit aici, eu îți dau materiale tăția ca să facem oameni morți, 10 ani de zile. Primăria, primarul, nu știu nică. Așa e, nu știu nică. Băietul a fost calic, înțelegi? Dosarul a fost, eu am umblat în judecat, am umblat, cine sunt eu? Eu am umblat și am pierdut viața, am pierdut sănătatea, am pierdut bani, vremea. Dar ei așa, înțelegi? Habar n-au, șer și eu am, băietul 10 ani a fost s-o chinuit la 10 ani, i-a dus asta, grupa i-a adus și i-a dat la 10 ani. Dar pe listă era scris o femeie la primărie în locul lui că e bani. Ca când băiatul și ăla, că el nu i-a dat voie la policlinică să-i facă. Eu am vorbit cu șeful policlinică, a spus, păi nu spune adevărul omul ăsta, nu primește asta grupa. Și atât de 10 ani de zile, înainte de 10 ani de zile, m-au sunat niște persoane și am întrebat, am făcut grup și ala și trebuie să început a alerga de amă. Și de policlinic și doctorii și trebuie să duc acolo să-i facă grupă. Și am mortul, l-am grupat și grupa de eu a dus peste 2-3 zile și a pus-o pe cruce la centerie, grupa i-a dus-o. Acum mai departe să mergem, că și istorie avem. Avem istorie acum, toți se fură, toți se duce, vării fac ea, că chiar acum lunile de anul trecut, la 23 noiembrie, au fost două avarii, au făcut acolo, s-au dus, omul a rupt cioarele, iar o rupt cioarele, s-au călășit cu mașina, s-au dus, spun minșiune acolo și s-au făcut, poliția a luat bani, înțelegi, cu mine nu vreau să grăiască, nu vreau să discute nici unul, noi nu știm, eu am dat informații și la Chișinău am dat, la Ministerul de Interne, am vorbit cu domnul, un secretar, eu știu și era la dânsul, domnul Efros, ăsta Andrei, dar așa la Efros 250-300, nu știu, era telefonul, i-a dat alt telefon, n-a că se răscriși. Când i-a dat alt telefon, așa l-a spus că noi am să ne clarificăm. Și când a venit la Iedniță Brășeni, eu știu, o sunat și a făcut ei și i-a dat răspuns. Da, domn Petroș, noi nu putem să ne implicăm când vremea a trecut și noi nu putem să verificăm. Alo? Eu te aud, dar nu te văd. Ai semnalul slab, cred. Da, s-a întrerupt, nu știu ce. Auzi? Și acolo s-a întrerupt. Și e așa că eu șed cu materialul și pe mine mă fac prost, înțelegi, și îmblă la poliție, la procuratură și-au ridicat colectiv, mă, iar ridicat bandit și ala care era cu Bobul în carieră, îmblă pe sat, eu n-am timp să ies de acasă, n-am timp să mă duc, nicăieri, că el ies măcar, minim, peste locul. Și eu nu pot, poliția cu mine nu vrea să țin, nu vrea să contacteze. Ei vreau numai, eu mă șculioași, așteaptă-te. Aici, dar de la mărți tot e un bandit, că acolo au venit rudele mele din Germania, nănașă de curunie, să retrag din mamii mele, părinților ei.
Sunt niște nepoți acolo, de-o seamă cu mine, înțelegi, copilul rămas de la nănașul și noi zicem nănașul așa. Și au venit la Bălți, eu fost jefuit de 800 de lei, până în prezent nu ne-am clarificat. Au venit când eu am făcut înștiințare la 112, am făcut înștiințare ca să vină, dar și la poliție, au venit noaptea, că îi dorm eu la Iedniță, la Gostiniță, acolo au găsit un loc și au spus că nu mergem la mata, că erau doi și nu vrem să te năcăjim, dar noi rămânem aici, ne ghinește și nu nicem. Nu nicem la trei, că să nu facem vorbe la mai mulți acolo. Ai povestit cazul ăsta, îl știu, l-am filmat. Da, ai filmat și-l știi, dar eu îți spun, prin prezent, măsuri nu s-au luat. Nu s-au luat măsuri. Iată, e poliția și procuratură, nu vreau să lucreze. Cine au în Bălți, șete degeaba totul. Am făcut amut la înștiințare. Primarul s-a tras asta, gaz, acasă. O tras acolo, a luat 1 milion, nu știu cine a dat, Șor, Dodon, nu știu care a dat, și-a pus numai la care a vrut ei, și am făcut la CNA. Dragii ei, nu vor CNA să lucreze în Bălți, nici în Bălți, nici eu nu știu cine și au ei păreri, și-a rugat-o și pe doamna Dragălin, acum e înscris și-a rugat-o, înțelegi, să le iese, înțelegi, dă-te neamurile, prietenii, că noi nu avem nevoie de neamuri, de prieteni. I-am scris lui domnul ăsta procuror care a moart să fie domnul cum îl cheam pe dânsul, Murariu sau cum Munteanu. Îi fac Munteanu. Munteanu, Munteanu, domnul Munteanu i-a scris să se dezbrece până la chelii și să iei, să pui mâna să lucreze, să le iasă și în nașă cu mătri și acolo i-a scris și i-a rugat foarte frumos să înceapă, dacă nu, lasă-mă invit pe mine la tribuna Parlamentului să le spun eu cum să lucreze. Noi în țară avem procurori buni, avem judecători buni și trebuie să-i schimbăm. Lukashenko nu cate la Putin să ducă, să-i schimbe lucrătorii. Noi avem în țară foarte mulți oameni care cinstiți vor să ducă, dar și care hoță nu pot să lucreze cu oamenii cinstiți și cinstiți nu pot să șadă la putere. Eu am așa cuvinte spuse de la Oleg Sajin care a dus materialul de 77 de milioane de lei care au fost scris pe Maria Trinca, până în prezent și asta material și de putre de Govajuc. Dar Govajuc, care a fost procuror, zam procurora Bărți, pe dânsul l-a pus la corupție. Eu am scris pe să-l dea afară pe dânsul de la corupție, că el este un om corupt, bandit, care a spus că tatăl i-a dat 1 milion și s-a făcut casă. La cine o înțelegeți? Și pentru asta eu mă revolt. Cât mai am zile, am revolt și eu trebuie să cer ca demisia și i-a dat afară. Domnul prim-ministru și să aleagă un ministru. Sunt, ei sunt oameni. E păsat pe da? Nu știu ce și ne arăți acum ce aparate ai pe în casă. Ce centrifugă e ce? Eu stai pe ce-am apăsat eu. Lasă, dar nu contează. Deci ești supărat pe... Ia stai, gata, hai poliție, eu fac încheiere, înțelegi? Da. Asta, eu cer, lasă-mi, eu îs gata pentru totdeauna să merg să dau amuba cât pot eu, cât pot m-am îndreptat acum o leacă și cer ca să vii, ca să vii și să reguleze treaba în Parlament și în Guvern și să scăpăm de hoți și bandiți.